4 zile de povești din toată lumea anul acesta la Untold. Cel mai mare festival din România a dus la un loc în acest an oameni din 102 țări. Toți au acum în bagaj experiența de neuitat a festivalului din Transilvania. A fost super șmecher. Deci fiecare seară se merită experiența. Cum îți încarci eu bateriile înainte de ultima seară de festival? Păi ne odihnim momentan. Trebuie. Și ne pregătim pentru J Balvin. J Balvin? Și Lost Frequencies, da. How do you find them? Where are you from? Really good, from Germany. From Germany, okay. Do you have such a festival in your country? We have, but I think not that big. Is there any concert you like the most? I like Alok, yes. La Untold a fost muzică pe placul tuturor, deși nu e deloc ușor să mulțumești aproape 400.000 de oameni câți au venit la festival în acest an. David Guetta, Steve Aoki, G-Eazy și Kygo i-au adunat pe iubitorii de muzică electronică în fața scenelor din Cluj. În fiecare an avem oameni care vin de peste tot din lume și avem oameni care vin din locuri foarte exotice, cum ar fi Noua Zeelandă, Brazilia, Argentina. Și, sigur că și mai mulți sunt cei care vin din Europa pentru că e cel mai ușor, cel mai aproape, dar avem de pe tot globul oameni. Și... e o întrebare dificilă și răspunsul meu va fi unul pur subiectiv. Îmi place foarte mult Kygo pentru că e foarte melodios. El mi-a plăcut unde am. Și primarul Clujului, Emil Boc, a fost în fața scenei în toate zilele de festival. Păi dacă David Guetta e cu doar cu un an mai mic ca mine, eu de ce să nu fiu pe arenă, de ce până la urmă? Ne uităm și în seara asta la Tuiamo, pentru Lost Frequencies. Sunt prezenți aproape la fiecare ediție a festivalului. În prima seară l-am pierdut pe Steve Aoki pentru că a fost pe la 4 dimineața. Anul acesta am avut la primărie 12 apeluri. De la 300-500 câte aveam în primele ediții, o doamnă mi-a spus așa, m-a convins că merită acest festival pentru că mi-ați adus nepotul meu din Canada, care de 20 de ani n-a fost la Cluj, n-a fost acasă, dar vine pentru acest festival să mă vadă și pe mine să fie acasă. S-a făcut pielea gheneș. Festivalul nu se putea încheia fără o petrecere cu spumă. Cei mai fericiți au fost copiii. Au intrat și un pic în mocirlă și acum au vrut să se spele cu spumă și le-am zis că e ok, că așa e la festival. După toată distracția, petrecăreții s-au îngrămădit să mănânce. La 35 lipia, 40 farfuria. Câte lipii ați făcut în 4 zile și 4 seri de festival? Foarte mult. Câte lipii? Ți-au dat clienți mulți? Foarte, foarte mulți. Ultima zi de festival înseamnă și ultima zi a concursului Digi24. Pe 15 august vom afla cine s-a descurcat cel mai bine la proba prompterului și a câștigat un loc gratuit la școala de media. 3, 2, 1... Încep. Am ocazia să particip la scrierea unui bas. Festivalul Fenomen Untold transformă în fiecare an orașul într-o poveste pentru toți. Cei care vin aici devin astfel personaje într-un decor mis. Au venit foarte mult, au încercat proba prompterului, sunt foarte interesați de școala de media. Căutăm niște oameni ambițioși, deschiși, care să-și dorească foarte mult să învețe meseria de jurnalist. Experiența Untold, aproape de final în acest an, revine în 2023 cu aceeași atmosferă electrizantă. Salut, România! Mulțumesc!